Municipiul Suceava se pregătește de Paște și nu numai prin curățenie. Începând chiar din această săptămână, în oraș vor răsuna sirenele pentru situații de urgență, într-o acțiune de verificare a sistemului demarată de autorități. Sirenele vor fi puse în funcțiune de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență al municipiului Suceava. Sistemul este alcătuit din 3 sirene electronice performante amplasate în 3 locații, la primăria municipiului, în cartierul Opcin pe strada Slătioarei și în cartierul Burdujeni la blocul Turn. Vor suna sirenele, dar vor fi doar exerciții, nu, Doamne ferește, lucruri necesare pentru a fi alarmat sistemul de alarmare. Avem 3 sirene electronice performante, una de putere de 1400W amplasată la clădirea primăriei, alte 2 puternici de 1200W, una pe strada Slătioarei în Opcin la blocul armate, cealaltă în Burdujeni, pe calea Burdujeni la blocul Tur. 10 sirene pot fi achiziționate direct de la primărie, iar alte 25 doar local de echipele de la fața locului. Chiar și în această săptămână vor avea loc exercițiile, deși este săptămâna mare. Sunt verificate funcționarea sistemului de înștiințare alarmare, antrenarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru analiza și luarea deciziei de alarmare și delimitarea a efectelor unei situații de urgență, dar și pregătirea populației prin difuzarea semnificației semnalelor de alarmare și a regulilor de comportare în cazul procedurii unei situații de urgență. Se recomandă cetățenilor să nu intre în panică, să-și continue activitățile normale și să cunoască regulile de comportare în situații de urgență în funcție de tipurile de risc specifice zonei în care locuiesc.